Bun, reprezentanții Bisericii Ortodoxe au declinat invitațiile noastre insistente aici la Observatorul de Noapte de a sta de vorbă despre acest subiect. Am discutat însă puțin mai devreme cu reprezentantul cultului catolic, părintele Francis Doboș. Iată interviul. Controversa zilei, scrisoarea trimisă de cultele religioase către Ministerul Educației, prin care se cere pe de-o parte înlocuirea din respectivul text al legii a cuvântului diversitate și a referirii la orientarea sexuală, pe de altă parte, introducerea religiei ca materie la bacalaureat. Vreau să ne oprim întâi la orientarea sexuală. Cu ce vă deranjează acea sintagmă? Pe mine nu mă deranjează, reflectă doar învățătura bisericii. Nu inventăm nimic. Chiar ieri am avut în Evanghelie cuvintele Mântuitorului. Nu am venit să schimb nimic, ci să desăvârșesc. Orice precizare de acest fel nu face decât să pună în valoare învățătura de secole a bisericii. Evident că este toată referirea la ceea ce ar însemna o ideologie, pe lângă o teologie. Aici cum este marea mai exact, provocare. Pentru că nu înțeleg exact cum ar pune în școală, dincolo de materia religie, cum ar pune în discuție învățătura religiei și de ce ar fi relevant pentru sistemul educațional, multe alte materii decât religia, în afara religiei. Nu are legătură cu pericolul pe care îl pune în învățătura religiei, ci noi scoatem în evidență orice cult, toate, deci toate cultele, aici să fie foarte clar lucrul acesta, toate cultele, deci toate bisericile, toți cei care cred în Dumnezeu scot în evidență acest aspect care ține de morala creștină. Există o tendință la nivel mondial de colonizare ideologică. Lucrul acesta este foarte clar. Asta nu ne împiedică să nu recunoaștem ceea ce este diversitate. Dar de la diversitate până să devină o ideologie este cale lungă. Articolul respectiv, dați-mi voie să-l citesc exact, din legea educației, spune așa. În unitățile de învățământ preuniversitar și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale, precum și în cadrul activităților desfășurate în online, sunt interzise discriminările pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare. A. Vă rog să-mi răspundeți unde vedeți propaganda când e vorba doar de interzicerea discriminării în acest articol. Nu avem nicio problemă cu... Tocmai că suntem de acord ca nimeni să nu fie discriminat. Nici cei care cred și cred altfel. Și atunci de ce ați cerut eliminarea sintagmei orientare sexuală din acest articol? Aici este vorba de tot ceea ce ține la nivel binecunoscut mondial și european, de tot ceea ce înseamnă ideologia de gen. Cu ce diferă discriminarea religioasă față de discriminarea referitoare la orientare sexuală? Pentru că devine o discriminare și față de cei care nu acceptă această ideologie. Creștinii, marea lor majoritate. Deci e în regulă ca un copil care se identifică deja ca având o altă orientare sexuală să fie discriminat, dar nu e în regulă ca un catolic, de pildă, să fie discriminat într-o școală majoritar ortodoxă. Nu este în regulă ca nimeni să nu fie, nimeni nu trebuie să fie discriminat. Și atunci de ce nu lăsăm articolul așa cum e? Lucrurile sunt foarte clare referitor la solicitarea cultelor. Pentru nu este o dezbatere. Da, este foarte clar și nimeni nu vrea să discrimineze pe nimeni. Dimpotrivă, dacă este vorba de discriminare, de ce să fie acea precizare ca doar anumite categorii să nu fie discriminate, dar eu știu marea majoritate, de ce să fie discriminată? Cum dacă e discriminată crede și marea majoritate? Altfel? Cum e discriminată marea majoritate dacă crede și gândește altfel?
Heterosexualitatea e tot o orientare sexuală, deci se circumscrie acestei noțiuni mai largi pe care o avem deja în textul legii. Există toate aceste presiuni la nivel social. Nu vreau să intru în această dezbatere, nu mă privește, dar mă privește ceea ce crede biserica de secole. Și asta nu pot să fac rabat la învățătura morală a bisericii, dincolo de modele ideologice. Am înțeles. Nu înțeleg totuși de ce un cult religios, 13 culte religioase în România, vor ca din definiția discriminării la școală să dispară orientarea sexuală, când în România există o lege din 2000 care interzice discriminarea pe criterii sexuale, există și legile europene, o cartă europeană a drepturilor omului care de asemenea interzice discriminarea în funcție de orientare sexuală. De ce biserica, că e catolică sau ortodoxă, vine acum și vrea eliminarea asta din școală, pentru ca mai apoi copiii să ajungă în societate unde oricum deja sunt adulți în societate, unde oricum deja sunt protejați de o altă lege. Ce urmăriți de fapt? Noi urmărim, de fapt ați început cu sfârșitul, că nu asta era tema scrisorii transmisă de către cultele religioase din România, ci bacalaureatul. De ce ați început cu tema aceasta? Să mă întrebați. Când problema este referitoare la bacalaureat. Adică la ce vă referiți dumneavoastră? La religie, în școli? Pentru că ați semnat și acest aspect. Exact. Nu vă asumați aspectul ăsta? A fost pus în scrisoare doar de bor și ați semnat dumneavoastră ca să aveți alte concesii în alte planuri? Putem să discutăm și despre asta, dacă asta e tema. Poate să fie tendențioasă afirmația dumneavoastră. Eu vă întreb. A fost impusă de bor și Biserica Catolică s-a raliat? Este o întrebare tendențioasă. E cu da sau nu? A fost impusă de bor și Biserica Catolică s-a raliat? Nu există așa ceva. Am înțeles. Bun. Explicați-mi în felul următor atunci, ca să ducem mai departe discuția, pentru că nu reușesc să înțeleg totuși de ce orientarea sexuală ar trebui discriminată în școli. Nu vreți să-mi explicați. Bun. Eu mă opresc aici, pentru că dacă voiam să discut, nu era tema. Cei din regie nu m-au invitat să discut despre orientare sexuală și nu vreau să discut despre orientare sexuală, ci despre materia religiei în școli, la bacalaureat și atât. Dacă aveți vreo întrebare la acest aspect, vă rog, de ce insistați pentru religia în școli? Explicați-mi și despre asta. Iarăși, numai întrebări tendențioase. Vă răspund. Nu insistăm pentru religia. Întrebările pot fi combătute cu răspunsuri, domnule Dobo, și sunteți antrenat foarte bine să faceți asta. Da. Evident. Toată societatea occidentală a crescut pe baza religiei și a creștinismului. Doar dacă este să vizitați orice oraș din Europa sau multe alte orașe din lume, fac referire la creștinism, adică la religie. Nu poate exista, când toate universitățile sau marea lor majoritate au plecat de la un învățământ teologic, este firesc ca religia să existe în școli. Este o învățătură, nu o doctrină, nu un catehism, ci o învățătură. Ca să înțelegem și în ce lume am crescut și în ce lume trăim. Și este opțional. Fără să existe o obligativitate. Cum s-ar face evaluarea la bacalaureat? Se vor viza doar aspectele de istorie a catolicismului, că vorbesc cu dumneavoastră ca reprezentant al Bisericii Catolice, sau se va merge pe o dogmă mai intim asimilată? Este imprecis termenul acesta de dogmă în acest discurs, pentru că dogma ține de ceea ce avem noi la biserică, nu la școală. Noi îi învățăm pe oameni și asta încercăm, să învățăm o cultură creștină, nu dogmele. Dogmele se învață, învățătura spirituală se învață la catehism și în biserică. Deci la în mod concret, la bacalaureat ce s-ar evalua? Dați-mi un exemplu de evaluare la bacalaureat. Eu îmi doresc ca orice ortodox să cunoască mai multe despre catolici și orice catolic să cunoască mai multe despre
despre toată tradiția, despre toată bogăția culturală și spirituală a oricărei alte biserici, pentru a nu ne devora în spațiul public, dimpotrivă, pentru a ne uni în căutarea aceluiași Dumnezeu. Sunt complet de acord, dar ajutați-mă să înțeleg exact cum ar arăta o probă la bacalaureat, dacă putem să ne imaginăm trei exerciții la bacalaureat pe care le-ar avea de rezolvat un elev la materia religie. Folosește la ceva să ne faci, să facem un astfel de exercițiu? Asta ține de o libertate. Folosește la dezbaterea publică, care... domnule Doboș, ca să înțelegem mai departe de ce ne dorim asta. Dacă nu avem capătul segmentului în vizor, nu vom ști despre ce discutăm. Eu am făcut liceu vocațional, adică am făcut seminar teologic și nu am avut, la momentul respectiv, opțiunea de a, ca la bacalaureat, să pot opta pentru o disciplină religioasă. Și mi-aș fi dorit lucrul acesta. De ce să îngrădim această opțiune? Este o opțiune. Nu îngrădește nimeni și nici nu discriminează nimeni. Eu vă întreb doar cum ar arăta o astfel de probă, pentru că nu suntem familiarizați cu așa ceva. Și ar fi o probă nouă, care vine pe un fundament opțional, unde, la nivel practic, chiar dacă vă place sau nu, dogma s-a îmbinat cu istoria și nu știu exact cum s-ar face delimitarea la bacalaureat între dogmă și istoria catolicismului și cât de subiectivă ar fi punctarea, de exemplu. Poate în această privință ar prinde tuturor cursuri și învățământ spiritual și teologic. Cred că ar prinde bine. Mulțumesc tare mult, Francis Doboș, mulțumesc pentru această intervenție. Bun, ați auzit puțin mai devreme referirea părintelui Francis Doboș la felul în care a sunat invitația din regie, susținea acesta că nu era pregătit pentru un astfel de interviu. Vă citez însă cuvânt cu cuvânt din textul adresat de producătoarea mea. Vă invit să discutăm despre opinia bisericii față de noile proiecte de lege ale educației. Am încheiat citatul. După cum știți, scrisoarea cultelor cuprinde toate aceste referiri pe care le-am și pomenit. Adică, și citesc din scrisoarea cultelor acum, eliminarea articolului 2 aliniatul 1b, definirea diversității, articolului 224 litera e, obligația de a promova diversitatea în școală și a sintagmei referitoare la orientare sexuală din articolul 11 aliniatul 1 din acest proiect al legii învățământului preuniversitar, conform principiului independenței față de orice formă de ideologie și introducerea religiei ca materie de bacalaureat, deci toate precizările în același document, în aceeași dezbatere publică mai largă, în centrul controversei zilei de astăzi, subsumate invitații adresate de colega mea, vă invităm să discutăm despre opinia bisericii față de noile proiecte de lege ale educației. Bun.